noche el camino. Destinichku, n'am avut ocasă pe acest pământ. Mi-a fost dată cheia de la un tâmplar din Galileea, pe-o cruce a plătit dobânda mea. Loc unde noapte nu-i loc, unde slava lui, locul pe care l-am visat. Cei dragi mă așteaptă în plan, dar fața lui întâi am s-o privesc. În sfârșit voi alergarea merg acasă. Loc unde noapte nu-i loc, unde slava lui, locul pe care l-am visat. Cei dragi mă așteaptă-n prag, dar fața lui întâi am s-o privesc cu drag. Când sfârșit voi alegarea merg la o nouă casă. Nici chiar eu nu sunt excepție, vreau să știi. Dar acasă înseamnă mai mult decât un zid de piatră, e un zâmbet cald și îmbrățișarea lui Iisus. Loc unde noapte nu-i loc, unde slava lui, locul pe care l-am visat. Fața lui întâi am s-o privesc cu drag. În sfârșit voi alegarea merg acasă. Loc unde noapte nu-i loc, unde slava lui, locul pe când sfârșit voi alergarea, merg acasă. Cu acest crez a trăit și a slujit fratele Gicu Stan cei 63 de ani aici pe pământul acesta. Și acum și-a sfârșit alergarea. Îndoliată sorei Mima, îndoliată familie Stan, îndoliată familie Dascăl, îndoliată rudenii, îndoliată Biserică Betel din Zorilor, îndoliați slujitorii lui Dumnezeu,
frați și surori care de departe sau mai de aproape am venit să ne constituim în această adunare de doliu, Dumnezeu să mângâie pe toți cei întristați. Gicu Stan n-a aparținut doar familiei Stan sau familiei Dascăl sau bisericii penticostale din Zorilor. Gicu Stan a fost al nostru, al tuturor. De aceea suntem așa de mulți și am fost așa de mulți și în stările precedente când am avut priveghi în locul acesta, pentru că a fost al nostru. Și când unul de al nostru se duce, ne doare pe toți. De aceea în această adunare de doliu, mă rog lui Dumnezeu să își facă manifestată prezența Lui, ca să mângâie pe toți. El poate să facă lucrul acesta, dincolo de cuvintele noastre pe care încercăm să le aducem din Scripturi, cuvinte ale speranței și ale credinței. Dumnezeu poate să umble la inima întristată și să o mângâie. Să facă Dumnezeu lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Deschidem slujba aceasta de înmormântare rugându-ne lui Dumnezeu. Și aș vrea să invit aici la microfon pentru a rosti rugăciunile acestea pe fratele Dan Bodea, unul dintre păstorii bisericii, ordinat proaspăt păstor în această biserică, și pe fratele Vasile Tămaș, președintele comunității baptiste de aici din Cluj, invit aici la microfon să rostească rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeu nostru, înaintea măriției Tale stăm și îți mulțumim și pentru această zi, Doamne. Știm că cerul Tău este sărbătoare, Doamne. Știm, Doamne Dumnezeule, că până aici ai fost cu noi, de aceea să aducem laude și mulțumire. Îți mulțumim că ne-ai purtat în carul Tău de biruință. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos te rog și în această zi, Doamne, să lași binecuvântarea Ta peste noi. Amin. Doamne Dumnezeule, te rog să lași prezența Ta în mijlocul nostru. Amin. Te rog să lași mângâieri din înaltul cerului, Doamne, peste familia îndoliată, peste sora Emima. Doamne, te rog la acest serviciu de mormântare să lași mântuire, Doamne. Amin. Sunt atâția care încă nu Te cunosc. Și știu că fratele Gicu și-ar fi dorit acest lucru, Doamne, să se întâlnească cu toți ai Lui. În numele Domnului Iisus Hristos, Te rog să vorbești în această zi, Doamne. Te rog să lași prezența Duhului Tău cel Sfânt peste fiecare slujire care va fi aici, Doamne. Cântare, rugăciune, Doamne, vestirea cuvântului Tău. Doamne Dumnezeule, vrem ca numele Tău să fie înălțat și slăvit, Doamne. Numele Tău să fie lăudat în mijlocul nostru. Amin. De aceea te rog să întărești Tu fiecare suflet care va aduce o slujbă înaintea Ta în această zi, Doamne. Te rog să lași mângâiere peste fiecare ființă, peste întreaga adunare, Doamne. Te rugăm, Doamne. Vrem să se vadă prezența Ta și numele Tău să strălucească în mijlocul nostru, pentru că Tu ești Dumnezeul în care ne-am încrezut, Dumnezeul care ne ține pe brațul de biruință, de aceea lăudăm și slăvim numele Tău. Doamne, tot ce se va face în această zi, încredințăm în mâna și în brațul Tău și Te rugăm să rămâi Tu la cârmă. Fii slăvit în veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în ceruri și în locul acesta în inimile noastre. În numele Domnului Iisus ne-am adunat aici să plângem cu cei ce plâng, să ne rugăm unii pentru alții, dar în primul rând, Doamne, vrem să-Ți mulțumim că L-ai mântuit pe fratele Gicu. Mulțumim de chemarea care i-ai făcut-o. Mulțumim de lucrarea care i-ai încredințat-o. Și îți mulțumim, Doamne, că a rămas credincios în încercare până la ultima clipă. Fii binecuvântat, Doamne, pentru viața cu care L-ai cinstit pe pământ și pentru lucrarea care a făcut-o. Ne-ai spus prin cuvântul Tău că e mai bine într-o casă de jale. Doamne, suntem într-o casă de jale, dar Te rugăm, nu ne lăsa singuri. Te rugăm să fii cu noi. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi familiile care suferă durerea despărțirii. Întărește, Doamne, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău. Te rog, Doamne Dumnezeule, să binecuvintezi Biserica Betel și să o ajuți, Doamne, să treacă biruitoare, să o ajuți să-și ducă mai departe chemarea și menirea. Doamne Dumnezeule, dă putere cuvântului Tău să întărească credința noastră și nădejdea noastră. Doamne, ca și slujitori ai Tăi, nu ne-ai promis că vom fi lipsiți de încercări și de suferință. Te rugăm, Doamne, întărește slujitorii Tăi. Amin.
Și nu lăsa, Doamne, nicio pată de îndoială în inima celor ce te urmează, chiar dacă trebuie să treacă prin încercări. Aducem, Doamne, lucrarea în mâinile tale. Te rugăm să o conduci prin Duhul tău, spre slava ta, Doamne, și spre mântuirea noastră a tuturor. Te rugăm, în numele Domnului Iisus, ascultă-ne. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vreau să vă salut acum pe toți cei care în miezul acesta de zi v-ați făcut timp, ați depus efort ca mai de aproape sau mai de departe să fiți prezenți aici în casa Domnului din cartierul Zorilor, Biserica Betel. Umplem până la refuz casa aceasta, ca să fim alături de familia îndoliată și să fim lângă cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că face bine pentru familie prezența noastră aici. Este un semn de apreciere pentru ceea ce a fost fratele Gicu Stan ca om și ca slujitor și este un semnal că vrem să plângem alături de această familie care plânge acum din cauza acestei despărțiri. Zicem noi premature despărțiri. Dar nu face bine doar pentru familia îndoliată, face bine pentru fiecare dintre noi. Că aici în casa deja le putem să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Aici inima se poate face mai bună. De aceea mă rog Domnului ca tot ceea ce lucrează El în locul acesta și toate cuvintele pe care Dumnezeu le folosește în locul acesta să ne facă inimile noastre mai bune. Dumnezeu are această putere să lucreze la inimile noastre. Într-un mod special vreau să salut slujitorii Domnului care au venit din multe părți să fie alături de familia Stan, de familia Dascăl, de Biserica Domnului de aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească o semnală ce ați depus-o. Vreau să salut pe fratele Deac Viorel de la Bistrița, este președintele Comunității Regionale Pentecostale Cluj. Vreau să salut pe fratele Romi Mocan, este secretarul general al cultului creștin pentecostal din România, un foarte apropiat prieten al fratelui Gicu și al familiei Stan de altfel. Îl salut pe fratele Moise Arderean de la Arad, este păstor la Biserica Gloria din Arad și este președintele cultului creștin pentecostal din România. Ne bucurăm că a putut să vină și să fie cu noi la această slujbă. Mă rog, Domnule, ca pe toți cei care vor lua cuvântul aici, să Dumnezeu să îi însoțească, să le dea cuvântul cel mai potrivit pentru familie și pentru noi toți. Aș vrea acum să se pregătească corul să cânte spre slava Domnului. După ce corul cântă spre slava Domnului, din partea Bisericii Pentecostale Betel din Zorilor, fratele Gabi Covașa va prezenta un necrolog, câteva date personale din viața fratelui Gicu Stan și după ce fratele Gabi Covașa va face slujba aceasta, fratele Viorel Deac, președintele Comunității Regionale Cluj, va avea un salut.
fratele Gheorghe Stan, cunoscut ca și Gicu Stan, fiul lui Nicolae și Maria Stan, s-a născut la 24 aprilie 1953 în localitatea Poiana Vadului, județul Alba. A locuit în casa părintească până la absolvirea clasei a șaptea. În 67 a plecat să-și continue studiile clasa 8-a la Eclod, unde a locuit cu familia sorei lui, Iulia și Gicu Lefter. A absolvit școala profesională în 72 și și-a continuat studiile la seral la liceul Mihai Viteazu din Turda, în același timp lucra și la fabrica de sticlă Turda ca și strungar. Din tinerețe l-a primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. A încheiat legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă la 10 octombrie 1971, fiind botezat de fratele pastor Cherecheș Alexandru de la Biserica Pentecostală din Turda. În 1973 se mută la Cluj, unde studiază la Institutul Politehnic la Facultatea de Mecanică. Pentru o perioadă a lucrat la combinatul de utilaj greu, ca subinginer din 78 până în 1994. În 22 iulie 1979 se căsătorește cu Emima Dascăl. În 1990 a fost ordinat păstor al Bisericii Pentecostale Betel, slujbe pe care a deținut-o până la plecarea lui la Domnul. A lucrat și ca profesor de religie în școlile publice între 1994-1997. În 1995 se înscrie la Institutul Teologic Pentecostal din București, unde absolvește facultatea în 1999. Marea lui chemare din partea lui Dumnezeu a fost ca evanghelist și în această calitate a străbătut orașele României, ale Europei, ale Americii, deja vorbim de continente, ale Canadei, ale Australiei și chiar în statul Israel, unde a predicat Evanghelia peste tot și unde a vestit cuvântul lui Dumnezeu. A avut și viziunea de mari proiecte comunitare, printre care se enumără construirea Bisericii Pentecostale Betel Zorilor Cluj, împreună cu mica comunitate de frați de atunci, din 1990, din cartierul Zorilor, cu colaborarea specială a bisericii păstorită de pastorul David Todd din Missoula, Montana, Statele Unite. Apoi mai târziu, înființarea și construirea liceului creștin Prodeo Cluj, proiect în lucru cu suportul pastorilor colegi din comunitatea de Cluj și a prietenilor din Statele Unite ale Americii. Domnul l-a chemat acasă în ziua de 17 iulie 2016, după o lungă și grea suferință, la vârsta de 63 de ani. Rămân în urmă soția Emima Stan, pe care rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Căsătoria lor a durat, scrie aici, aproape 37 de ani. În 22 iulie urmau să împlinească 37 de ani de căsnicie. Rămân în urmă rudenile. Sora Zamfira Bordia cu copiii Dan, Emilia și 11 nepoți. Cumnata Lucreția Stan cu copiii Estera, Marta, Lidia, Samuel, Avram și 19 nepoți. Sora Iulia Lefter cu copiii Sanda, Rodica și 3 nepoți. Fratele Iosif Stan și cumnata Elena Lavenica cu copiii Monica, Rodica, Gicu și 5 nepoți. Rămâne de asemenea în urmă fratele Nelu și cumnata Nuța cu copiii Adriana, Nicu, Dan, Alexandrina, Ancuța, Neluțu și 10 nepoți. Fratele Nicu Stan, care în luna mai a mai făcut o vizită să se întâlnească cu fratele Gicu și din nou, acum a venit din nou, un efort major, Nicu Stan și cumnata Susi, cu copiii Nicu, Ovidiu, Ancuța, Alina, Ligia și cele 8 nepoțele. Familia Crișan, Cornel și Lidia și fiul Sebastian. Rămân în urmă familia Vidicam, Pavel și Valerica și copiilor Daniel, Valer, Gabriel, Cristian și 4 nepoți. Familia Dascăl Ioan și Mariana cu copiii Aristotel, Alina, Alin, Darius, Iosua și 4 nepoți. Rămâne în urmă și socrul fratelui nostru Gicu Stan, bătrânul frate Dascăl, care este la ora aceasta în Statele Unite ale Americii. Rămân în urmă membrii Bisericii Pentecostale Betel, a cărui pastor a fost pentru 26 de ani. Rămân în urmă frați păstori, colegi de slujbă, prieteni. Rămân în urmă frați de credință din toate locurile de unde a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Rămân în urmă vecinii și cunoscuții.
Dumnezeu să ne binecuvinteze pe unul fiecare în parte. După cum ați văzut cei ce ați venit mai repede, au fost multe mesaje postate pe screen-ul video al bisericii, dar dintre toate, doar cu numele amintesc pe fratele Adrian Cook, mesaj special, dirijorul nostru a celor din Carpați de pe vremuri, fratele Ezechiel Suciu, primul păstor pentru o lună, două luni la începutul constituirii noastre ca bisericii, și spune el aici, de la capătul pământului, cu inimile cernute de durere, transmite acest mesaj. Apoi, un alt mesaj, fratele păstor Vasile Câmpian de la Biserica Philadelphia, la Portland, ne-a și vizitat aici nu demult, cu câteva săptămâni în urmă, și el transmite mesaj. Și un alt pastor scump care ne-a vizitat pe noi, fratele păstor Cornel Avram de la Biserica Mare, Happy Valley, și toți ceilalți care au trimis mesaje, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și transmit prin această ocazie mulțumiri pentru rugăciune a fraților de departe, Australia, America, întreaga Europa, chiar și în alte părți care v-ați rugat. Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Scumpă familie îndoliată, scumpe rudenii, prea iubiți frați și surori, vestea plecării acasă la Domnul a fratelui păstor Gicu Stan ne-a adunat în ziua de astăzi în această casă de jale. Doresc în mod special ca Dumnezeu să întărească, să îmbărbăteze, să mângâie și să binecuvinteze pe sora Emima. Cunosc pe fratele Gicu Stan și pe sora Emima începând din anul 1973, când am venit la școală în Cluj. Încă de pe vremea studenției, fratele Gicu Stan avea aptitudini, avea veleități de lider. Mergeam în misiune în diferite localități din împrejurul Clujului, și el era unul care spunea Emima, pentru duminică pregătește o cântare, sora Rozica pregătește o poezie spre slava Domnului, frate Dea pregătește un îndemn pentru o rugăciune. Și așa împreună ne-am cunoscut și doresc ca Domnul să mângâie și să binecuvinteze familia. Sunt aici să aduc din partea Comitetului Comunității Regionale Cluj sincere condoleanțe familiei, atât familiei Stan, cât și familiei Dascăl. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să afirm trei mari adevăruri despre moarte. Deși este un subiect care nu este preferat, nu este dorit, dar moartea este printre noi. Moartea este un destin hotărât pentru toți oamenii. Înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului, în capitolul 8, cu versetul 8, spune în felul următor: omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire. Frate și soră, ori ești tânăr, ori ești bătrân, ori ești sănătos, ori ești bolnav, ori ești școlit, ori mai puțin școlit, moartea este un destin hotărât pentru toți oamenii. Apoi, în al doilea rând, moartea este poruncită de Dumnezeu. Neprihănitul Iov, în capitolul 14, cu versetul 5, spune: dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Sora Emima, aș vrea să înțelegi că acesta a fost hotarul pentru soțul tău, pentru fratele Gicu Stan, și acceptă lucrarea aceasta că vine din partea lui Dumnezeu. Apoi tot Iov spune în 14, capitolul, versetul 1 și 2: omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și este tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. În al treilea rând, moartea este un eveniment care poate surveni oricând în viața noastră. Haideți în ziua de astăzi, în fața acestui tablou trist,
fiecare din noi să ne punem cea mai înțeleaptă întrebare: unde îmi voi petrece veșnicia? Dacă viața este atât de scurtă, atât de efemeră, atât de trecătoare, stimații mei, Dumnezeu ne-a hrăzit pe unii să trăim mai mult, pe alții mai puțin, ca prin viața aceasta să câștigăm adevărata viață care nu-i limitată în timp și spațiu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș dori să citesc două versete din a doua epistolă apostolului Pavel către Timotei, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Două versete care se potrivesc și în dreptul fratelui păstor Gicu Stan. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Fratele Gicu Stan s-a luptat lupta cea bună și a isprăvit bine alergarea, a păzit credința și de acum îl așteaptă cununa neprihănirii. Doresc ca Domnul să mângâie familia Stan, să mângâie familia Dascăl, Dumnezeu să mângâie familia Betel. Domnul Iisus Hristos a adresat ucenicilor Săi și a spus: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din loc, cu multă pace, cu multă unitate și cu multă prosperitate spirituală. Și fie ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste familia îndoliată, peste rudenii și peste noi toți. Amin. Mulțumim fratelui Viorel Deac pentru cuvintele de salut, pentru cuvintele biblice pe care le-a adus aici înaintea noastră. Domnul să-l binecuvinteze. Acum, fanfara Bisericii Betel se pregătește să intoneze un imn spre slava Domnului și-o pe fratele păstor Omi Mocan să fie binecuvântat de Domnul să predice cuvântul Scripturilor.
Scumpă sora Emima, Dumnezeu să te binecuvinteze. Acel Dumnezeu care din veșnicie în veșnicie își respectă identitatea și care a făcut promisiuni care stau temeinic așezate și garantate prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Acel Dumnezeu care l-a chemat să slujească pe Gicu și te-a chemat și pe tine să-i fie ajutor potrivit. Acel Dumnezeu care va binecuvântat cu împliniri de tot felul, rămâne mai departe același. Să te binecuvânteze Dumnezeu, prea iubiților și cei apropiați și cei veniți din oricare parte a țării și a lumii, să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dar vreau să vă spun ceva potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Cerul și pământul de acum vor pieri. Dar ceea ce rămâne veșnic este cuvântul lui Dumnezeu. Și am să vă rog să ne ridicăm cu respect pentru cuvântul care urmează să-l citesc din Apocalipsa, din capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Vă rog să vă reașezați. Se amintea din cartea lui Iov despre hotarul pe care l-a așezat Dumnezeu. Și care nu poate să fie depășit. La acest hotar, dintre vremelnic și eternitate, acest hotar care este moartea, a ajuns fratele Gicu. Și la acest hotar s-a făcut o despărțire. Ceea ce este vremelnic și caracterizat prin neputință se duce spre țărână, de unde a fost luat, potrivit cuvântul lui Dumnezeu din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 7, unde se menționează faptul că țărâna se întoarce în pământ cum a fost. Și la acest hotar, ceea ce este etern, ceea ce este din Dumnezeu, s-a dus la cel care a dat. Și Duhul s-a dus la Dumnezeu care l-a dat. Țărâna se va odihni în țărână până la glasul lui Dumnezeu și la trâmbița arhanghelului, când se va ridica un trup nou, un trup glorificat, un trup nesupus putrezirii. Și Dumnezeu va binecuvânta veșnicia în slavă. Glorificat să fie Domnul! Sunt frământat de stări contrarii
Pentru că Gicu a fost pentru mine ceva cu totul, absolut cu totul aparte. Erau împrejurări care puneau sub semnul întrebării posibilitatea prezenței aici, astăzi. Și am zis, dacă e așa, voi avea o scuză, pentru că ceva din mine n-ar fi vrut să fie astăzi aici. Și m-ar fi durut să nu pot să fiu aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat să fiu aici. Pentru că Gicu a fost alături de mine în cele mai grele momente ale familiei. Momente cumplite. Și a fost ceea ce trebuia să fie ca și prieten, ca și frate, ca și păstor. Și a fost și în alte împrejurări tot deosebite pentru mine ca persoană. Când unii care mi s-au oferit cândva ca prieteni râdeau, alții se bucurau și ziceau, e trântit. Alții stăteau în expectativă și alții făceau altele. Și Gicu a venit atunci, fără să-l chem, a venit să fie lângă mine și să fie la biserică. Nu uit asta și nu uit multe și mai ales nu uită Dumnezeu. Acesta este cel mai important lucru. Și aș vrea să vorbesc timpul cât îl pot folosi despre ceva care are o parte dureroasă și are și partea cealaltă dulce. Am stat și m-am gândit ce repede se schimbă timpul verbelor. Repet, ce repede se schimbă timpul verbelor. Ce repede trebuie să spunem era. Ce repede vorbim la timpul trecut despre cineva care ne-a fost apropiat și despre care am putut să vorbim la prezent. Și puteam să vorbesc despre Gicu la prezent sub mai multe aspecte și în situații când a trebuit să apelez la ajutorul lui și era în extremis, să chem un păstor și un păstor de talia fratelui Gicu Stan, vinerea sau chiar și sâmbăta și să spui, Gicuțule, mâine sau pe duminică am o promisiune la o nuntă sau la altă împrejurare și a apărut ceva și nu pot, nu mă ajuți, niciodată Gicu n-a spus nu. Eu nu uit, dar Dumnezeu ține cont că a fost omul de spărtură în multe împrejurări. Ceva a rezonat aparte între noi și nu mă îndoiesc cu caracterul său, a știut să aibă relații similare și cu alții. Dar mi se pare ciudat ce repede spunem a fost. Și aș vrea să vorbesc în această zi despre ziua când se va spune a fost. Ziua când se va spune a fost. Vine foarte repede, se amintea aici. Fulgerător poate să apară ziua aceea. Și să se spună, era, a fost, făcea și să se folosească timpul trecut al verbului. Ce repede, prea repede, prea repede. Dar acesta este un dat. Dacă se amintea cuvântul care se spune că este o luptă cu moartea în care noi, ca oameni pământești, nu avem sort de izbândă, că moartea este un dat și că moartea provoacă acea schimbare, când se spune a fost. În Evrei, în capitolul 9, cu versetul 27, stă scris: și după cum oamenilor le este dat
să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Așa de repede vine ziua aceea și vreau să fiu direct. Am ascultat asta noapte până târziu fragmente din predicile lui Gicu. E ultima predică de la Dej. Amintește, Mima? A fost anul trecut și a vorbit despre o realitate, că se amintea aici, fratele Gicu n-a fost numai al familiei, n-a fost numai al neamului, n-a fost numai al bisericii Betel, el a fost al nostru. Da, el a fost în conștiința poporului penticostal și nu numai, a fost în conștiința mediului evanghelic. A mediului evanghelic. Nu-l confiscăm noi. S-a dăruit el. Și este diferență. Este diferență în a lua, în a pretinde, în a confisca și a se dărui. Și Gicu a fost un om care s-a dăruit. Și ultima predică la Dej, care a vrut să oprească din prea mult bun simț pe care l-a avut ca să nu obosească pe alții. Era el însuși epuizat, dar n-a ținut cont de astea. A vorbit despre cinzecime, care nu este o poveste. Rusaliile nu sunt o poveste, ci cinzecimea este o realitate. Și pentru că sosise ora când știa că trebuie, a fost păstor. A fost păstor și păstorii care sunt aici știu ce înseamnă să se apropie momentul acela când trebuie să se zică amin și a spus, voi continua altă dată dacă Dumnezeu ne-a va ținea cu viață. M-am ridicat și am spus, Gicule, de ce să mai pe altă dată? Că cei care au rămas până la ora asta nu mai sunt condiționați de mijloace de transport. Cei care au fost condiționați de autobuze și de nu știu ce s-au dus, ăștia stau. Și a terminat în mod binecuvântat vorbind despre ceea ce este așezat temeinic în Scripturi, place sau nu place cuiva, acesta este adevărul despre Duhul Sfânt cu daruri și cu semne, cu deosebiri între aceste elemente. Dumnezeu să binecuvinteze mesajul care a rămas înregistrat și care va vorbi și altor generații de aici înainte. Și vreau să spun că Evanghelia pe care fratele Gicu a predicat-o a fost caracterizată în mod aparte de trei aspecte, și anume de chemarea dragostei lui Dumnezeu, de pocăință și de nădejde. Urmăriți-le acestea, o evanghelie a chemării în dragostea lui Dumnezeu și o evanghelie puternic ancorată în cerința lui Dumnezeu cu privire la pocăință. Și predici de nuntă care purtau acolo inserția aceea vorbind despre pocăință, despre neprihănire, despre credință și acestea toate conduc la Evanghelia nădejdii. Nu o Evanghelie înflorită, n-a predicat o Evanghelie înflorită, n-a predicat o Evanghelie a confortului, a predicat esențialul, pocăința care ne poate da speranță în ziua când se va spune a fost. În ziua care va veni pentru mine, pe neprevăzute, și pentru oricare de aici pe neprevăzute, și cum ne va prinde ziua aceea, când se va spune, a fost. A fost. A fost bun sau mai puțin bun, a fost, nu știu cum a fost, dar se va spune, a fost. Domnul Iisus Hristos vorbea mulțimilor și este scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, zice că era un om bogat care ducea o viață de huzur și se dau detalii. Și la poarta lui stătea un sărac, un bolnav și unul și altul erau, pentru că și unul și altul au murit. Dar după pragul acesta, după hotarul acesta de care vorbeam, s-a produs despărțirea. Unul a fost îngropat și altul, cel credincios, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Va veni o zi în care se va spune a fost. Cum te va prinde? Cum ne va prinde? Cum mă va prinde această zi? Unii vor să-i prindă această zi predicând la învon.
Eu nu mă rog pentru așa ceva. Eu m-am rugat totdeauna să fie o bucurie pentru biserică și nu o groază. Să mă vadă că mă prăbușesc și că rămân nu știu în ce poziție și asta să fie ultima imagine. Eu încerc să păstrez în memoria mea imaginea lui Gicu, pe care l-am știut atunci. Nu acelui care s-a topit sub durere în ultima vreme, ci a acelui bărbat deosebit. Încerc să păstrez imaginea aceea acolo. Unii vor să sfârșească, să vină ziua aceea când se spune a fost, nu știu în ce confort. Nu mă interesează. Un singur lucru vreau să spun slujitorilor care sunt aici și celor care vor fi slujitori de aici înainte, să ne prindă ziua aceea credincioși lui Dumnezeu. Eu vreau să spun tuturor celor care sunt aici și fiecăruia îi este dat să moară, să prindă ziua aceea pocăiți. Să prindă ziua aceea într-o stare de legătură puternică cu Dumnezeu. Și pentru aceasta Gicu a slujit. Cu verbul lui mai aspru, cu gestul lui mai direct, dar cu acea putere venită de la Dumnezeu și autorizarea venită din partea lui Dumnezeu, cu conștiința faptului că sufletele sunt scumpe înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceea a slujit Gicu. Vorbim la trecut, ce dureros să spui la trecut despre un bărbat care până ieri emana viață, entuziasm și vreau să spun, pur și simplu m-a lăsat blocat când cu 10 zile înainte, cealaltă vinere, am sunat. Am sunat pe numărul tău, Emima, dar a răspuns el. Nu dau explicații de ce am sunat așa, dar a răspuns el. Și i-am spus ce am avut de spus, ce am simțit pentru el și cum l-am priceput eu pe el. Nu ca să-l laud astăzi, că de multe ori lăudăm pe cei care au trecut prea târziu. Le facem șicane, le batem cuie în tălpi, figurativ vorbind, câtă vreme trăiesc. Și îi lăudăm de nu mai știm cum să alegem cuvintele după ce ei nu ne mai aud. I-am spus și am plâns, l-am văzut, auzit plângând aici și am plâns și eu acolo unde eram. Și i-am spus ce a însemnat el pentru mine. Dar ceea ce spuneam m-a blocat, a spus, Romi, rezolvă problemele care le ai, aveam niște probleme personale, pentru că trebuie să înregistrăm un CD care să fie prezentat la convenție cu privire la proiectul Prodeo. Arde, da, a fost un vis pentru Gicu. Și eu cred că visul acesta va ajunge să fie realitate. Și acolo, după acel mare apoi, citit din Apocalipsa, unde vor ajunge oameni mântuiți și unde mântuirea a pătruns cu simțul pocăinței încă de pe băncile clasei a întâia și pe băncile liceului Prodeo, și vor crește slujitori și vor lucra la conștientizarea oamenilor, pentru că este o zi în care se va spune a fost, va fi pentru că Gicu a trăit, a ars pentru proiectul acesta. Dumnezeu să binecuvintează împlinirea. Și apoi va mai fi o zi în care se va spune a fost sau ai fost. Aici este o altă problemă. Că prima zi vine și dincolo de voința noastră se va spune, asta e, a fost. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, de la versetul 31, voi prezenta doar câteva spicuiri, așa, vorbește despre ziua aceea despre care se amintea și în locul din epistola către evrei pe care l-am amintit. Vine moartea, este un dat, tuturor oamenilor este dat să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și în locul amintit din Evanghelia după Matei se vorbește despre ziua aceea a judecății. Ne place sau nu ne place, ea vine. Ca și cum prima o așteptăm sau nu o așteptăm, suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți. Ia acea primă zi
de unde se schimbă timpul verbului și se vorbește la trecut, vine și ziua aceea vine, în care judecata se va spune. Am fost și tu ai fost. Sau am fost și tu n-ai fost. Și va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci am fost flămând, am fost gol, am fost bolnav, am fost închis, am fost și voi ați fost alături de mine. Când am făcut așa ceva, Doamne, vor spune ei, că neprihăniții nu țin cont ce au făcut bine. Este ca un scris pe nisip, ci ei țin cont de ceea ce sunt datori să facă și datori să fi făcut. Când am făcut? Când te-am văzut? Când ați făcut? Când voi ați făcut? Nu când neamurile după voi au făcut, nu când familia după voi a plătit, nu când familia după voi a dat parastase, când voi ați făcut. Mie mi-ați făcut. Când ați făcut celor mai neînsemnați, frații mei, mie mi-ați făcut. Când ați slujit celor mai neînsemnați, frații mei, mie mi-ați slujit. Și va spune celorlalți, plecați blestimaților în focul cel veșnic, căci am fost și voi n-ați fost. Căci eu am fost și voi n-ați fost. Că am fost în temniță și voi n-ați fost pe la mine. Căci eu am fost bolnav și nu m-aș cercetat. Că voi am fost plământ și voi n-ați fost mâna întinsă. Că am fost gol și voi n-ați fost cu mâna și cu haina ca ta să... Când, Doamne, că noi avem contabilizat, noi totul ținem în evidență. Când n-ați fost alături de cei mai neînsemnați, când n-ați făcut celor mai neînsemnați, frații ai mei, mie nu mi-ați făcut. Și judecata aceasta se va face după dreptate, prin omul rânduit pentru aceasta și despre care Dumnezeu a dat o dovadă tuturor oamenilor, o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat fie numele Lui. Domnul Iisus Hristos, pe care Gicu l-a slujit până la ultima clipă. Domnul Iisus Hristos, care a fost miezul și centrul Evangheliei pe care a propovăduit-o. Și dacă vorbim despre propovăduirea Evangheliei, a propovăduit așa cum știți, și nu fac decât să vă reîmprospătez memoria și să vă determin la angajare mai puternică în lucrarea lui Dumnezeu. Evanghelia pe care a predicat-o fratele Gicu a fost cu fundamentul pe adevăr. De când aceasta mi-aduc aminte, am citit despre bunicul marului predicator englez, Charles Spurgeon, care zicea, nepotul meu poate să predice mai bine Evanghelia decât mine, dar nu poate predica o Evanghelie mai bună. Adică poate ca mecanism, ca și înzestrare, ca modalitate de expunere, să facă ceva mai bine decât am făcut eu, dar nu o Evanghelie mai bună. Și lansez slujitorilor și mai ales celor care sunt dincolo de hotarul spre care noi ne apropiem, voi sunteți cu mult, cu mult înainte, deci mai aveți mult înainte, tinerilor, nu încercați să-l imitați pe Gicu, că nu veți reuși. Sau dacă veți încerca să-l imitați, vă asumați riscurile. S-ar putea să predicați, să prezentați Evanghelia mai frumos, dar nu veți putea reuși niciodată să prezentați o Evanghelie mai bună. Însuși Pavel a spus, dacă un înger vine din tării și va aduce o altă Evanghelie decât aceasta, să fie anatema. Adică, ce vreau să spun? Evanghelia adevărului. Cineva va zice, Gicu
stăpâni tot adevărul? Nu. Și nici unul nu se va... Cine își arogă dreptul acesta sau misiunea să spună că el deține tot adevărul și toată cunoștința, eu îl suspectez de probleme delicate. Vreau însă să vă spun, urmăriți adevărul în dragoste și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și ultimul aspect și închei este de aici, din Apocalipsa, de unde am citit. Ziua în care se va spune cel mai așteptat a fost. Știți care e acela? Care va spune a fost moarte. A fost moarte. Și moartea nu mai era. Astăzi este prezentă moartea sub toate aspectele. Când copii cu zile puține, ca să nu vorbesc de cei care n-au făcut nici rău, nici bine și au fost uciși sau navolnic în trupul mamei lor. Până la prezența morții în toate aspectele și în lumea vegetală și în lumea animală și în specia umană. Moartea este prezentă. În fiecare zi murim câte puțin. Ce asta? Moartea. Se seamănă moartea prin terorism, se seamănă moartea calculat, se scapă experiențe din laboratoare și apare moartea și întristează și distruge și nimicește relații și aștept ziua aceea când se va spune despre moarte, era. El, Dumnezeu, care va locui cu ei, cu oamenii, cu sfinții, cu cei care au trăit conștient că vine ziua aceea când trebuie să își isprăvească alergarea, că va veni ziua aceea când vor trebui să stea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și al Mielului, ca fiecare să dea socoteală de binele sau răul pe care l-au făcut câtă vreme au trăit în trup, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care l-au făcut atâta vreme cât a trăit în trup. Aceia vor fi acolo, în cortul lui Dumnezeu cu oamenii și Dumnezeu va fi pentru totdeauna și în vecii vecilor Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă și moartea nu va mai fi. Unde îți este biruința moarte? Unde îți este puterea moarte? Zice cuvântul Domnului în Corinteni că bolul morții este păcatul și mai departe cu explicațiile, dar slăvit să fie Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Domnul Iisus Hristos care este învierea și viața. Și moartea nu va mai fi. Și nu va fi nici stânguire, și nu va fi nici țipăt, și nu va fi nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut, toate s-au făcut noi, și în toate lucrurile acelea noi, și în cortul acela al lui Dumnezeu, vor locui pentru totdeauna oameni noi care au fost înnoiți prin pocăință și intrând prin botez în Hristos, cât
în Hristos s-au botezat, pentru în Hristos s-au și îmbrăcat, sau câți pentru Hristos s-au botezat, în Hristos s-au și îmbrăcat, și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și Dumnezeu a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Să facă Dumnezeu toate lucrurile noi în viața fiecăruia din noi. Să facă Dumnezeu toate lucrurile noi în viața slujitorilor bisericii de aici și a oricărei alte biserici. Toate lucrurile noi. Că într-o zi se va spune, a fost. Și nu se va mai putea schimba nimic pentru vecii vecilor. Într-o zi se va spune, am fost și ați fost. Veniți binecuvântații Tatălui. Și într-o zi se va spune, nu veți mai avea niciun motiv să vă tânguiți, nu veți mai avea niciun motiv să țipați, nu veți avea niciun motiv să plângeți, nu veți avea niciun motiv de durere și moartea nu va mai fi. Cu dor aștept măreața zi când iarăși va să vie. Mărețul Domn și a sa împărăție. Gicule, să-ți fie odihna binecuvântată și învierea glorie și Dumnezeu să te binecuvinteze și Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul lui Dumnezeu să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Frații Ovidiu și Tavi Lup vor cânta instrumental spre slava Domnului. După aceea, sora Ana Druhora dorește să recite o scurtă poezie spre slava Domnului, va face lucrul acesta. După aceea va cânta corul Bisericii Betel. Și după toate acestea, fratele Moise Ardelean să fie binecuvântat de Domnul să proclame cuvântul lui Dumnezeu. Thank you.
aș vrea să mângâi pe toți slujitorii lui Dumnezeu, spunându-le ce a spus Domnul Iisus. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca la acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. E o garanție, a spus Domnul asta. Așa că Gicu este acolo. Veneam încoace la mormântare și am luat un taxi să ajung. Și am întrebat pe omul de la taxi, domnule, va ploua astăzi? Zice omul, nu știu, doamnă, dar azi este ziua lui Ilie Proroc și probabil așa se spune că va ploua. Și am început de acolo, dacă m-a dus în cuvânt cu Ilie Proroc, am avut subiect de evangelizare cu el. Și i-am spus de ce se spune așa și zic, sigur, a plouat când s-a rugat Ilie, dar oamenii uită că Ilie s-a rugat și să fie secetă și a fost secetă. Caută-l omule pe Dumnezeu, că e obligația morală a fiecărui om care se gândește la veșnicia lui. Ne-am despărțit aici și a spus, doamnă, n-am să uit niciodată ce mi-a spus. Domnul să îi folosească de mântuire tot mesajul. Am tot așteptat cineva să recite o poezie. De ce? Pentru că lui Gicu i-au fost dragi poeziile. Am văzut că n-a recitat nimeni. Soțul meu din America, care se uită la fiecare program, a zis, Ana, cum nimeni n-a recitat o poezie? Te rog să-i compui o poezie. Și parcă aș fi așteptat și astăzi să vină cineva să recite o poezie. Și aici, pe bancă, inspirată de povestea omului din taxi, am scris o poezie care va fi numai pentru Gicu. Un car de foc, ca pe Ilie, l-a ridicat pe Gicu sus la cer. Și noi dorim puterea din mantie aici, peste acest loc să vie. Și să simțim eterna bucurie ce vine din îmbrățișarea în veșnicie atunci când se întorce un fiu acasă și regele Iisus îl îmbrățișează. Un car de foc, un foc al suferinței, dar un car de foc l-a dus acolo în cer, să fie mai viu ca niciodată împreună cu el, cu Domnul Iisus. Ne vom vedea, Emima și toți ai lui, ne vom vedea. Și este mai puțin de așteptat ca și cât am așteptat până acum. Într-o zi ne vom vedea toți, acolo unde Domnul s-a dus, precis să ne pregătească un loc frumos și lipsit de durere și suferință. Să ne ajute pe toți, Domnul, să ajungem la marea întâlnire cu El. Amin.
adânc îndurerată familie, dragă sora Emima, iubită adunare de doliu, din partea mea și a familiei mele, din partea Bisericii Pentecostale Gloria din Arad și din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România, vă rog pe voi, cei mai îndurerați dintre noi, să primiți sincere condoleanțe. Ca iudeii de altă dată, care de la Betania și de la Ierusalim s-au dus să le mângâie pe Marta și Maria, pentru că murise fratele lor Lazar, așa și noi, de aproape și de departe, am venit să fim împreună cu voi, să fim alături de voi și să ne rugăm pentru mângâierea voastră. Din relatarea din Ioan capitolul 11 știm că doar atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, întristarea s-a schimbat în bucurie pentru Marta și Maria. Toate speranțele noastre sunt legate de Mântuitorul, ne adresăm Lui, îl rugăm pe Dumnezeul nostru din toată inima să vă mângâie și să vă întărească nădejde. Pe fratele păstor Gicu Stan l-am cunoscut în anul 1978. În prima parte a anului a venit la Arad împreună cu frați, surori, cu cei care cântau în corul din biserica de pe strada Carpați. Corul acela foarte bun, care era dirijat atunci de fratele Adi Cook. Mi-aduc bine aminte, Emima era solistă, iar Gicu era un tânăr predicator. După scurtă vreme, am venit și noi, arădenii, la Cluj și am slujit în biserică și de atunci ne-am legat unii de alții. Mi-aduc aminte că în anii 70, dar mai ales în anii 80, fratele Gicu a fost unul dintre predicatorii care, mai ales în lunile de iarnă, seară de seară s-a dus să predice Evanghelia. Ser de evangelizare. Dimineață la serviciu și după masă la evangelizare. Apoi am înțeles din necrolog că începând cu anul 1990, a slujit ca păstor al Bisericii Betel din Cluj-Napoca, dar a continuat să predice Evanghelia. S-a implicat de asemenea și în învățământ și în ultima vreme a pus inimă la liceul Prodeo de aici, în acest mare municipiu al României. Până la capătul vieții, l-a slujit pe Domnul din toată inima. L-am apreciat ca un bărbat integru, duhovnicesc și inteligent. Un om care a avut gândirea marelui apostol Pavel, care a scris în 1 Corinteni capitolul 9, versetul 23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Și fratele Gicu, până la vârsta de 63 de ani, cât a trăit în trup, a avut parte de Evanghelie. A crezut cuvântul lui Dumnezeu și a primit mântuirea. A primit de la Domnul botezul cu Duhul Sfânt, a primit din plinătatea lui și har după har. A primit nenumărate binecuvântări și în familie și în biserică. Și aceia care fac totul pentru Evanghelie au parte de Evanghelia Domnului Iisus și în această scurtă viață de pe pământ. Dar Scriptura ne spune că adevărații credincioși continuă să aibă parte de Evanghelie. Și acum când noi plângem și simțim durerea despărțirii, fratele Gicu Stan are parte de Evanghelie. Și aș vrea să ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum are parte Gicu de Evanghelie în aceste momente. Unde este el? Care este starea lui? Și pentru aceasta mă folosesc de câteva pasaje din Sfânta Scriptură. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18, apostolul Pavel spune: pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd.
căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Un creștin autentic, un urmaș al Domnului nostru Iisus Hristos, nu se uită cu insistență la lucrurile trecătoare, ci se uită cu insistență la cele veșnice. E adevărat, spune Biblia, că lucrurile care se văd sunt trecătoare, iar lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Și se pune întrebarea, putem vedea lucrurile despre care spune Biblia că nu se văd? Ne putem uita la ele? Aceia care se uită la lucrurile care nu se văd au parte de Evanghelie și vor trăi veșnic. Lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Citim în Evrei 11 cu versetul 3. Dar lucrurile pe care le vedem, pe care le percepem cu simțurile noastre, sunt trecătoare. Și știți foarte bine că lumea materială este trecătoare. Universul material este trecător. Florile, plantele, copacii, animalele, munții, apele, chiar și corpurile cerești. Toate acestea sunt trecătoare. Biblia spune că la sfârșit cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerești vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar aici în lumea trecătoare suntem pentru o vreme noi oamenii. Omul este coroana creațiunii. Omul este altceva decât oricare lucru material care va trece și va dispărea. Omul este o entitate veșnică și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Marele Apostol scrie, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul dinăuntru se noiește din zi în zi. Pavel vorbește despre omul de afară și omul dinăuntru. Și într-adevăr, omul de afară trece. Chiar în cazul credincioșilor, noi suntem trecători. Trăim un număr de zile, un număr de ani. Dumnezeu ne-a acordat un număr de zile și când îi se termină zilele, face marele pas în veșnicie. Și nu există nimeni care să fi născut pe planetă și să fi rămas până în zilele de astăzi. Mă refer la cei din trecut. Specialiștii spun că până acum pe pământ s-au născut 106, poate 107 miliarde de oameni. Știm bine că la momentul acesta sunt pe pământ 7,3 miliarde. Asta înseamnă că au murit aproximativ sau aproape 100 de miliarde de oameni. În trecut doar Enoch și Ilie n-au gustat moartea fizică, pentru că pe ei Dumnezeu i-a răpit la cer. Toți ceilalți au trecut pe aici. Omul de afară se trece. Omul dinăuntru se noiește și el nu moare niciodată. Ce s-a întâmplat cu păstorul Gicu Stan? În momentul în care Emima și cei din familie au spus, a murit, a plecat. Eu cred că cel mai corect este să spunem că a plecat. Și noi știm unde a plecat. Și înainte ca să ne uităm cu ochii credinței la locul în care s-a dus fratele Gicu Stan, aș vrea să vă aduc aminte că citim în cuvântul lui Dumnezeu că au fost bărbați ai credinței care au avut har din partea Domnului să vadă ceea ce noi în mod obișnuit nu putem să vedem.
Isaia scrie în capitolul 6 că în anul morții împăratului Iosia l-a văzut pe Domnul. A văzut scaunul de domnia lui Dumnezeu și a văzut serafimii care stăteau deasupra și spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ioan, când a fost exilat în insula Patmos, a fost răpit în Duhul și a avut harul să vadă tronul ceresc, l-a văzut pe Tatăl, l-a văzut pe Fiul, a văzut miliarde de miliarde de îngeri împrejurul scaunului de domnia lui Dumnezeu, bătrânii și făpturile vii și alte imagini extraordinare din cer. Pavel spune și el că a fost răpit până la al treilea cer. Acolo este raiul și a văzut lucruri deosebite pe care nici n-are voie să le spună, dar nici n-ar fi în stare să le spună, pentru că nu există vreo limbă pe pământ care să aibă cuvinte suficiente să descrie frumusețele cerului. Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd cu ochii credinței. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și El vorbește despre lumea nevăzută, despre lucrurile care nu se văd. Domnul nostru Iisus Hristos, acum 2000 de ani a venit din cer, din glorie, să ni-l arate pe Tatăl, să confirme scripturile care existau atunci, să ne lase cuvântul Său și să ne vorbească despre lumea nevăzută în care ne vom duce. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, a spus Domnul Iisus. Vă pregătesc un loc și vă voi duce acolo. Duminică, fratele Gicu a plecat. A plecat în lumea aceea nevăzută, dar reală. Aici, în Sicriu, sunt doar rămășițele lui pământești. Nu vă uitați cu mare insistență la ceea ce se vede. L-am văzut ultima dată la București, când era acolo pentru operație. Reau de față și fratele Romi și fratele Relu și am stat destul de mult de vorbă cu el la sediul cultului pentecostal. Mi s-a părut același om din totdeauna. Cu o voință puternică, mult har și iubitor de Dumnezeu. Dar ce este în Sicriu nu este ce am văzut atunci la București. Pentru că omul dinăuntru a plecat. Țărâna a rămas. Când a murit Ștefan sub ploaia de pietre, s-a rugat și a spus: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Fratele Gicu are parte de Evanghelie. Și știi ce spune Evanghelia? Când se desface casa pământească a cortului trupesc, atunci când sufletul pleacă și trupul rămâne, începe ceea ce teologii numesc starea intermediară. Perioada dintre moartea trupului și învierea trupului. Nu înmormântăm astăzi în cimitirul din Mănășturi personalitatea lui Gicu Stan. Nu înmormântăm sufletul. El s-a mutat să fie împreună cu Domnul după Evanghelie. Pavel spunea: pentru mine ar fi mai bine să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Și tot el a spus: ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Asta e credința mea. Alții cred altfel. Eu cred că în momentul morții fizice, omul mântuit se duce în locul acela pregătit de Domnul Iisus. Se mută să fie împreună cu Domnul, să fie mângâiat. Gicu se odihnește.
Boala i-a măcinat trupul. Nu-l mai doare nimic. Nu-i mai lipsește nimic. Este conștient de sine. Credem că este în prezența Domnului Iisus și împreună cu milioanele care și-au sfârșit alergarea mai înainte, așteaptă marele eveniment. El îl așteaptă din cer, noi îl așteptăm de pe pământ. Pavel scrie la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Evenimentul evenimentelor. E adevărat că nu știm nici ziua, nici ceasul, dar Mântuitorul Iisus Hristos a promis că vine până pe norii cerului, foarte aproape de planeta pe care a murit pentru lumea întreagă. Bine după adevărații credincioși, bine după cei răscumpărați prin sângele mielului. Așteptăm glas dumnezeiesc, așteptăm sunetul acela din trâmbiță, de trâmbiță. Gicu și cei mântuiți așteaptă momentul din cer. Noi îl așteptăm de pe pământ. Dar asta este Evanghelia curată. A făcut totul pentru Evanghelie ca să aibă parte de ea. Avea parte de Evanghelie după moartea fizică înseamnă să te muți să fii împreună cu Domnul Iisus Hristos. Să-L vezi pe acela pe care nu l-ai văzut, ai crezut în el. Nu l-ai văzut, dar l-ai iubit din toată inima. Ai alergat în numele Lui și ai dat tot ce ai avut pentru ca Evanghelia să înainteze, împărăția lui Dumnezeu să se lărgească și venirea Domnului să se apropie. El s-a dus la odihnă și așteaptă răpirea. Ce aștepți tu? Ce aștept eu? La ce te uiți? Te uiți tu la lucrurile care nu se văd? Ele sunt veșnice. Uită-te în Scripturi. Aprofundează cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai îndoiel, citește și ascultă. Credința vine în urma auzirii. Și e mare har să ai o credință puternică. Să știi că e adevărat ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să-L iubești pe Mântuitorul care pregătește un loc în cer pentru cei mântuiți. Te uiți tu cu insistență la lucrurile care nu se văd? Îți țintești tu privirile al Domnului Iisus, care este apostolul și marele preot al mărturisirii noastre? Zici tu împreună cu biserica și cu Duhul Sfânt, vino, Doamne Iisuse! Sau ți-ai legat inima de ceea ce e trecător? De ceea ce este deșertăciune și goană după vânt? Nu uita, toate vor pieri! Toate vor arde! Moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc! Toate sunt trecătoare! Dar trăiește veșnic Fiul lui Dumnezeu. Trăiesc veșnic aceia care au primit viața veșnică prin credință când erau aici pe pământ, în trup. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Și-a avut parte de Evanghelie cât a fost pe pământ. Continuă să aibă parte de Evanghelie. Sora Emima, frați și surori de corp, cumnați, cumnate, frați din Betel, ce v-a fost drag, păstor, soț, rudenie apropiată sau mai îndepărtată, s-a mutat
să fie împreună cu Domnul. A ajuns pe țărmul de dincolo. A intrat în dimensiunea veșnică. El nu se va mai întoarce aici niciodată. Pentru că moartea este o cale cu sens unic. Atunci când lui David a murit copilul, a intrat în casa lui Dumnezeu, s-a închinat. Și cei din anturajul lui n-au prea înțeles gestul. Și a spus, pentru ce să mai plâng, să mai postez, să mai strică-te Domnul? Nu-l mai pot readuce la viață. Eu la el mă voi duce. El la mine nu se mai întoarce. Sora Emima, asta e Evanghelia. Asta e mângâierea pe care o ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Pe calea aceasta cu sens unic ne ducem toți. Numai că nu toți ajungem în același loc. Unii ajung în prezența Domnului Iisus, iar alții ajung în întunere și despărțiți de Dumnezeu pentru vecii vecilor. Cei care se uită la lucrurile care nu se văd și trăiesc cu adevărată pocăință, calcă pe urmele Domnului Iisus și pe urmele lui Pavel. Când vor pleca pe calea aceasta pe care merge toată lumea, vor ajunge în prezența Domnului Iisus și se vor odihni și vor fi mângâiați de Domnul. Iar necredincioșii, ignoranții, cei pe care nu-i interesează mântuirea, vor merge și ei pe calea aceasta pe care merge toată lumea, dar vor ajunge în întuneric, în locuința morților, unde așteaptă temuta judecată de la urmă, iar după aceea se vor duce în iadul despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu și vor arde și vor suferi pentru totdeauna. Ești pregătit pentru moarte, iubit ascultător? Ești pregătit pentru veșnicie? Fratele Gicu a fost. Slavă Domnului pentru asta! Întotdeauna s-a pregătit și pentru viață și pentru moarte. Orice vârstă ai avea, oricât ești de sănătos, ar trebui să fii pregătit și să te pregătești și pentru viață și pentru moarte, pentru că spune poetul creștin, astăzi aici, mâine unde ai fi? Nu știi oare că tu vei muri? Căci atunci când nu te vei aștepta, cruda moarte te va secera. Numai că cei ce aparțin Domnului Iisus Hristos au nădejde și atunci când vine moartea fizică. Fratele Gicu a plecat pe calea pe care merge toată lumea. E o cale cu sens unic. Nu se va mai întoarce aici niciodată. Va veni doar până pe nori la răpire, împreună cu Domnul nostru. Trupul lui pe care îl depunem astăzi în putrezire va învia și Gicu înviat împreună cu cei transformați, toți împreună îl vom întâmpina pe Domnul nostru pe norii cerului. Și apoi îl vom urma. Și știți, după cuvântul Domnului urmează nunta și veșnicia plină de lumină și plină de binecuvântări. Din toată inima doresc familia îndurerată să fie binecuvântată și mângâiată de Domnul. Noi vă adresăm cuvinte de mângâiere. Sunt sigur că prezența fiecăruia contează. Dar Domnul e acela care mânghie cu adevărat. El este acela care vă poate întări în nădejde și rog din toată inima să o facă. Și în încheiere spun încă o dată, sora Emima și voi, și voi toți din familie, nu vă uitați cu insistență la ceea ce este în sicriu. Nu zic să nu vă uitați, e normal să vă uitați. Dar gândiți-vă că Gicu Stan e în cer. Când în viitor vă veți duce la mormânt să puneți acolo floare, aduceți-vă aminte că cel care a fost păstor, evanghelist, soț, inginer altădată, nu este în mormânt. Asta e credința noastră. Țărâna e în țărână. Pământul, țărâna se întoarce în pământ, cum a fost. Duhul s-a dus la Dumnezeu care l-a dat.
Și având în vedere aceste lucruri, permiteți-mi să-i spun fratelui Gicu în final câteva cuvinte. Vă spuneam că l-am cunoscut la începutul anului 1978 și l-am văzut ultima dată în anul acesta la București. Apoi am mai vorbit chiar la telefon. Știți care sunt ultimele cuvinte pe care vreau să îi le spun? Au o anumită semnificație. La revedere, frate Gicu. Pe curând, în cer, la Dumnezeu. Despărțirea este pentru o vreme. Vom fi iarăși împreună. Ne vom reîntâlni, ne vom bucura. Și îl vom sluji pe Domnul. Așa spune Biblia în Apocalipsa, robii lui îi vor sluji. Cât suntem în trup, slujim într-un fel. Nu știu exact să vă spun cum vom sluji în cer, dar Biblia spune că vom sluji și doresc din toată inima Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Să ne ajute să trăim o viață de credință, adevărata pocăință, să o trăim în fiecare zi, să ne uităm la lucrurile care nu se văd, să ne legăm inimile de cer, de Domnul, de casa aceea cu multe locașuri și atunci când vom trece pragul morții fizice, să ne mutăm și să fim împreună cu Domnul Iisus, acolo să așteptăm învierea trupului, să așteptăm răpirea și toate evenimentele care urmează și pentru vecii vecilor să fim împreună cu Domnul nostru. Amin. Cineva spunea că viața este ca în tramvai. Te înghesui, te strecori și pe când să prinzi un loc să-ți tragi sufletul, te trezești că trebuie să cobori. Cam așa a fost și viața fratelui Gicu. Pe când să ajungă să ocupi un loc să-și tragă sufletul, după foarte multă alergare și trudă în lucrarea lui Dumnezeu, a trebuit să coboare din tramvaiul care se cheamă viața. Și într-un fel, dacă n-a avut acest har din partea lui Dumnezeu să se odihnească într-o bătrânețe fericită după muncă și alergare în lucrarea lui Dumnezeu, s-a dus la un alt fel de odihnă. Și Dumnezeu i-a spus lui Daniel așa: iar tu, Daniele, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula odată iarăși la partea ta de moștenire. Cu această speranță, dragii mei, că fratele Gicu se va scula odată la partea lui de moștenire, vom face toate pregătirile ca să ne îndreptăm spre cimitir, unde vom așeza sicriul acesta pentru o vreme. Până când Dumnezeu va da semnalul în universul acesta, până când trâmbița va suna așa de puternic, încât și fratele Gicu o va auzi să iasă afară și schimbat în trup de slavă să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Cu această speranță vom face toate pregătirile. Aș vrea acum să vă invit să stăm ridicați în picioare și prin fratele Nelu Gurău, păstor la Brașov și președintele Comunității Regionale Pentecostale Brașov, ne vom ruga lui Dumnezeu. Aș vrea însă să vă spun, înainte de a rosti fratele rugăciunea, că am fost informat că fratele David Ton, din Statele Unite ale Americii, păstorul care împreună cu biserica pe care a păstorit-o multă vreme, s-a implicat foarte mult în realizarea acestei construcții de biserică de aici, din cartierul Zorilor, este în spital în America, dar urmărește ceea ce se petrece aici. Aș vrea ca fratele Nelu Gros să se roage și pentru fratele David Ton să îl supravegheze Dumnezeu acolo în spital, să se atingă de el, poate să-i dea sănătate. Și știu că într-o zi Dumnezeu va răsplăti și fratelui Ton tot ceea ce a făcut pentru lucrarea Domnului de aici. Fratele Nelu se roagă Domnului. Tată Ceresc și minunat, slăvim și binecuvântăm numele Tău glorios și veșnic. Doamne, în urma a tot ceea ce Tu ne-ai vorbit și ne-ai cercetat prin Duhul Tău cel Sfânt, mărturisim pentru gloria Ta și a lui Hristos Domnul, că fratele nostru Gicu Stan, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. El va fi îngropat lângă părinții săi și va vedea putrezirea. Dar, Doamne, Dumnezeul slavei, îți mulțumim că în viața lui Tu ai împlinit așa de minunat ceea ce apostolul Pavel dorea și nădăjduia cu tărie, că Hristos va fi proslăvit în trupul lui atât prin viața lui cât și prin moartea lui. Noi am auzit și recunoaștem, Doamne,
că tu te-ai proslăvit în viața fratelui nostru, pastorului Gicu Stan, în viața lui, când a slujit, când a umblat între oameni, când a arătat dragoste și a predicat Evanghelia. Dar îți mulțumim, Doamne, că te-ai proslăvit în moartea lui, când mărturii vrednice de tine au fost aduse aici pentru gloria ta veșnică, slăvit să fie numele tău. O, Doamne, îți mulțumesc că putem să mărturisim, susținuți de cuvântul tău și de Duhul Sfânt. Și Gicu Stan a umblat cu Dumnezeu 63 de ani. Apoi nu s-a mai văzut, pentru că Dumnezeu l-a luat. Și știm, Doamne, Dumnezeul slavei, că alături de cei răscumpărați care au plecat înaintea lui și înaintea noastră, el va fi o comoară în ziua aceea pe care ai pregătit-o tu. În ziua când se va vedea deosebirea între cel neprihănit și cel rău, între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Îți mulțumim pentru viața fratului Gicu Stan, pentru slujirea lui, pentru mărturia lui și pentru moartea demnă de Dumnezeul lui și de Mântuitorul lui cu care te-a proslăvit. Acum, Doamne, te rog să lași unde lemnul mângâierii peste inima și viața sorei Emima, Doamne, peste cei apropiați fratelui Gicu. Tu ești Dumnezeul oricărei mângâieri, tu poți să mângâi, Doamne. Și te rog în același timp să aprinzi vie flacăra, speranța revederii pe plaiurile veșniciei. Încălzește-ne inimile cu această speranță, luminează-ne sufletele, Doamne, și ajută-ne tuturor să ne pregătim pentru ziua aceea glorioasă. O, Doamne, Dumnezeul slavei, te rog din inimă și pentru fratele David Ton, care a fost, Doamne, în mâna ta un instrument prețios pentru a ajuta lucrarea ta, mărturia Evangheliei, lucrarea în biserica aceasta. Cercetează-l în locul în care se află în acest moment. Întinde-ți mâna ta binecuvântată, Doamne. Acordă-i o atingere, Doamne, și este de ajuns ca el să fie întărit de tine, vindecat de tine, ridicat de tine, Doamne. Rostește, te rog, un cuvânt de binecuvântare, un cuvânt de întărire din partea ta, Doamne. Adu-ți aminte de dragostea lui pentru tine, de osteneala dragostei lui și de toate jertfele pe care le-a adus pentru slava ta. Primește-le, Doamne, și răsplătește-le după harul tău bogat în slavă. Doamne bun și minunat, acum te rog, fă ca fiecare ascultător al cuvântului tău în această zi să-și pună la inimă cuvântul tău. Doamne, prin cuvântul tău mântuiește suflete și pregătește-ne pe toți pentru ziua întâlnirii cu Domnul Iisus. Te rugăm toate acestea în numele Mântuitorului nostru, prin Duhul tău cel Sfânt, și te lăudăm și te binecuvântăm. Amin. Vă invit să ocupați locurile pentru foarte scurt timp. Și vreau mai întâi să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul ce ne l-a dat și la această slujbă de înmormântare. Și pentru prezența lui aici cu noi, vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați depus acest efort să fiți aici, alături de familie și în această adunare de doliu din Biserica Domnului Betel din Zorilor. Vreau să mulțumesc slujitorilor care au venit din multe părți să fie aici. Și pe ei mă rog Domnul să-i întărească, să-i binecuvinteze, să le răsplătească, să-i ajute în continuare în slujba pe care o fac pentru Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu i-a chemat să facă lucrul acesta. Mă rog Domnului să rămână cu familia Stan și cu familia Dascăl și cu toate rudeniile, să le binecuvinteze pe mai departe. Va fi o perioadă mai dificilă, perioada ce urmează. Fiți întăriți de Dumnezeu, pentru că Domnul poate să facă lucrul acesta.
Suntem aici împreună să-l petrecem pe ultimul drum pe cel care a fost un slujitor neobosit, pastorul Gicu Stan. Multe lucruri frumoase s-au spus astăzi despre dumnealui. A venit și eu cu un grup de frați slujitori din comunitatea de Maramure și Sătmar să fim împreună cu dumneavoastră, alături de familie, alături de ceilalți frați slujitori, pentru că un bun coleg de-al nostru, un slujitor care întotdeauna răspundea la invitația pe care o făceam să vestească cuvântul lui Dumnezeu pe meleagurile noastre. Și astăzi noi suntem aici și avem posibilitatea să medităm împreună ce frumos este ca aici pe pământ, ca om care parcurgi un drum mai lung sau mai scurt, să sfârșești bine. Și putem spune despre fratele Gicu Stan că el a fost un om, un slujitor care a sfârșit bine. Atunci când fratele Deiac citea acele cuvinte din cartea 2 Timotei, capitolul 4, meditam și eu asupra lor și spuneam ce bine îi se potrivesc și fratelui Gicu. Aș vrea să le recitesc în auzul dumneavoastră. 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 6, voi citi. Dumnealui a citit 7 și 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Când analizăm aceste cuvinte, putem să spunem că Pavel este un slujitor, un model pentru toți slujitorii și până la urmă pentru toți pământenii, pentru că el este un om care a sfârșit bine. Vedeți dumneavoastră, el scrie cuvintele acestea știind că îl așteaptă moartea. Știa că acea sentință pronunțată de crudul împărat Nero trebuia pus în aplicare. Pavel știa că trebuie să plece din lumea asta. Ei, vedeți, moartea e nemiloasă, spunem noi. Se ceră pe unii sau pe alții. Și de multe ori ne întrebăm ce putem face noi în fața morții. Haideți să privim astăzi la cuvintele apostolului Pavel. Să privim la viața acestui slujitor, cât și la viața slujitorului Gicu Stan. Putem spune oameni care au sfârșit bine. Astfel de vieți sunt vieți inspirative. Astfel de vieți sunt vieți care ne pot pune pe fiecare dintre noi să ne gândim la propria noastră moarte. E, vedeți, de multe ori noi ne simțim bine. Suntem puternici, parcă nimic nu ne face să ne gândim la moarte. Mi-aduc aminte, nu de mult, murise celebrul evreu Elie Wiesel, născut chiar la Sighetul Marmației. Eu zilnic, pot să spun, trec pe lângă casa lui. Acest laureat al premiului Nobel, care a trecut prin acea experiență tristă în Auschwitz, omul ăsta cu câțiva ani în urmă, a fost intervievat de un ziarist și, mă rog, povesteau despre multe lucruri. Și la un moment dat acest om spune așa: când eram la Auschwitz, am putut să văd mulți evrei din Sighet care trebuiau să moară. Erau duși în camerele de gazare pe alții. Îi vedeam cum îi scot, mă rog, din acele locuri unde trăiau ei și cum, mă rog, erau deja unii morți. Și spuneam că te lasă ei în urma lor. Mă gândeam că te fac, că te au rămas după ei. Însă spunea el, eram un adolescent și atunci, chiar dacă și eu eram sub spectrul morții, nu mă gândeam la moarte. Însă acum, rețineți, cu câțiva ani în urmă spunea el aceste lucruri, am ajuns să mă gândesc
la propria moarte și la viața de dincolo, spune el. Mă rog, sublinierea îi aparține, dacă există așa ceva. Ei, eu vreau să vă spun în această zi că ceea ce citim în cuvintele apostolului Pavel, putem desprinde trei gânduri pe care aș dori să le las fiecăruia, inclusiv mie, ca subiect de meditație. 1. Un om care a privit la moarte fără frică. Uitați-vă, Pavel nu se înfricoșează că moare. El spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Vedeți, de multe ori oamenii când se confruntă cu moartea, se tem. Nu știu ce să facă, reacționează unii într-un fel, alții în alt fel. Dar uitați-vă, Pavel spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Până la urmă, moartea ce poate fi? Vorba unui copil care trecea așa prin cimitir de la școală. Școala lui era aproape de cimitir, era în clasele primare. Și o învățătoare a observat azi, mâine, că acel copil se duce prin cimitir spre casă și cum de altfel toamna spre iarnă, zilele sunt mai scurte, era întuneric deja. Și la un moment dat învățătoarea îl întreabă, copile, nu ți-e frică ție să treci prin cimitir? Nu ți-e frică de cei morți? Dar auzit ce răspuns dă copilul. Copilul spune, nu, e o scurtătură spre casă. Până la urmă, moartea ce este? O scurtătură spre altă casă. Și cum s-a cântat, există o casă veșnică, zidită de Dumnezeu. Nu asta care e aici, vremelnică, ci este una unde Iisus s-a dus să ne-o pregătească ca noi să fim cu El. Doamne, ajută-ne! Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l privim aici în cuvintele apostolului Pavel este că el e un om care a sfârșit bine. Și uitați-vă, a sfârșit omul acesta bine pentru că a fost un om care a privit la trecut cu satisfacție. Auziți ce spune el? M-am luptat lupta cea bună. Și fratele Gicu s-a luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Și eu îl cunosc, pot spune, de câteva zeci de ani pe fratele Gicu. De pe vremuri când venea cu grupul de la Cluj, acolo pe Valea Ruscovei. Apoi, de când sunt pastor în zona Sighetului, ba la Ruscova, ba undeva la Glod, cu sora Emima, au mers să slujească multă alergare. Dar astăzi, alergarea s-a sfârșit. El și-a sfârșit alergarea. S-a luptat lupta cea bună. Și mai spune ceva aici. Am păzit credința. Ce important este să păzim acea credință care ne ține în serviciul lui Dumnezeu, care păstrează legătura cu Dumnezeu, să ne ajute Domnul să avem acea credință care să nu fie doar pentru moment, doar în anumite situații, ci cum spunea unul din mari oameni ai lui Dumnezeu, Tozer, credința nu e un act săvârșit o singură dată, ci o neîntreruptă privire aruncată din inimă spre Dumnezeu. Doamne, umple-ne inimile de o astfel de credință. Și un al treilea gând pe care eu îl văd aici în textul acesta e că omul acesta care sfârșește bine, el privește cu spre viitor cu multă nădejde. Uitați-vă aici în cuvântul Scripturii, el spune de acum ce mă așteaptă, cu una neprihănirii. Și eu știu că fratele Gicu s-a dus să primească cu una din partea stăpânului. Amin. Predicam duminică la ordinare unui presbiter și citeam acele cuvinte din 1 Petru, s-au citit de altfel, capitolul 5, unde cuvântul spune și când se va arăta Păstorul cel mare, veți primi cununa care nu se poate vesteji. Este cununa slavei. Știu că fratele Gicu o va primi. Știu că mulți slujitori s-au dus să o primească. Suntem mulți aici. Doamne, ajută-ne să slujim bine. Ca să putem primi acea cunună.
pe care o va da Marele Păstor, dacă auziți în ziua cea mare, într-o zi deosebită, acest Mare Păstor deosebit o va dărui. Cui? Celor care au sfârșit bine, celor care au slujit bine aici pe acest pământ. O, Domnul să binecuvânteze întreaga adunare. Dumnezeu să o întărească pe sora Emima. Bucurați-vă că ați avut un soț care l-a onorat pe Dumnezeu, a slujit pe Dumnezeu. Familie dragă, aveți o nădejde că într-o bună zi vă veți întâlni acolo cu El în slavă. Stimați slujitori care sunteți aici, încă o dată spun, modul lui de viață, slujirea lui a fost o slujire care poate să ne inspire pe fiecare dintre noi să slujim bine și să sfârșim bine. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin! Acum plecăm ființele noastre înaintea bunului Dumnezeu și prin fratele pastor Ilie Sătmărian vom aduce rugăciunea de mulțumire. Amin. Suntem aici la încheierea slujbei. Aici unde fratele Gicu își încheie alergarea. Dar de aici, din locul acesta nedorit, stăm în fața Ta, Sfinte Tată, ca să glorificăm numele Tău, să Te lăudăm și să Te binecuvântăm. Îți mulțumim că ești un Tată bun, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu creator care ne-ai creat după chipul și după asemănarea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că ești suveran în tot ce faci și clipele acestea, momentele acestea, lucrarea aceasta, ai decis-o Tu în suveranitatea Ta. Ne plecăm în fața Sfințeniei Tale și îți mulțumim pentru mântuirea care ne-ai dăruit-o în Domnul Iisus Hristos. Suntem aici ca să-ți mulțumim, Doamne, pentru Cel care a fost fratele Gicu Stan. Un om chemat de Tine, un om ales, un om înzestrat, un om binecuvântat în lucrare. Îți mulțumim pentru viața lui. Îți mulțumim pentru modul în care a slujit și a fost o pildă, un exemplu pentru noi, Doamne. Îți mulțumesc pentru tot ce a făcut și Te laud și Te binecuvintez. Tată din ceruri, suntem aici ca să ne rugăm pentru cei care rămân în urmă, pentru sora Emima. În mod special, Te rog să o cercetezi în clipele acestea, să o binecuvintezi, să o sprijinești. Să rămână în ea acea nădejde a revederii cu Tine, cu fratele Gicu, pe plaiurile cerești. Tată din ceruri, suntem aici ca să-Ți mulțumim pentru locul care L-ai pregătit pentru fratele Gicu. Nu acesta unde țărâna așteaptă să-și primească loc, ce este al ei, ci acel loc pregătit nu de mână omenească, de Tine, în slavă, în împărăția Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru aceasta. Amin. Urmează să încredințăm țărânei ce este al ei, cu nădejdea că va veni o zi când însuși Fiul Tău va suna și cei din morminte vor învia. Va fi printre ei și fratele Gicu, Doamne. Vom fi și noi la rândul cetei noastre ca să stăm cu Tine în slavă, în împărăția Ta. Până aici, până atunci, Doamne, mă rog să binecuvintez publicul care rămâne. Să-i dai putere ca să se lupte lupta cea bună, să păzească credința, să sfârșească alergarea bine, Doamne, ca la venirea Ta să primească cununa. Îți mulțumesc pentru frații care au slujit. Îți mulțumesc pentru Evanghelia care s-a vestit. Amin. Mă rog, Doamne, fă-o vie, amin, fă-o lucrătoare, roditoare în viața noastră și tuturor să slujească spre mântuire și nici unuia spre o sândă. Îți mulțumesc de timpul acesta binecuvântat. Aleluia. Și pentru toate vreau să înalț, să laud, să slăvesc numele al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. 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 Cu această rugăciune am încheiat slujba și aici, lângă groapă.
Urmează să așezăm sicriul în groapă, adică să împlinim scripturile, țărâna se coboară în țărână. Facem această așezare în țărâna pământului cu speranța că fratele Gicu se va scula într-o zi la partea lui de moștenire. Și dacă acum este o despărțire, cândva va fi o întâlnire în împărăția lui Dumnezeu. Sora Emima, cei din familie, să vă însenineze Dumnezeu zilele amin, următoare, amin. Viața în continuare, cu această speranță a întâlnirii împărăția lui Dumnezeu. Fanfara intonează, unim spre slava Domnului și sicriul va fi coborât în groapă.